Să salutăm și pe Radu în bucătărie, și el mai italian decât prevede legea. Bună dimineața, dar să știi că s-a nimerit astăzi, pentru că la gustarea de dimineață am pregătit o bruschetă cu roșii, busuioc. Ai pus și usturoi? Da, exact. Regulamentare. Exact ca și în convenția de la Geneva. Mamă, am desfăcut. Chiar mă întrebam ce faci cu desfăcut burata, am desfăcut burata. Am aruncat aceste... Doamne. Și acum să le leșinăm cu toții de fericire. Așa, cum s-ar zice mondiu, nu? Numai un pic de ulei de măsline. Avem. Hai de mine și un pic de verde. Asta e ideea pentru cei de acasă. O idee extrem de rapidă. Simplă. Da? Și cu o tentă ușor italienească. Cum am plouă în gură și nu mai pot să... Da? În rest, ai chestii bazate pe pește și astăzi. Da. Am un pește care vede viața în roz. Adică un păstrăv somonat, exact. Și ți-ai luat și o cămașă în tonuri. Da, dar astăzi se pare că ne potrivim. Te potrivești cu dișurile. Mele. Da, am zis să fac un păstrăv somonat cu un piure de morcov și cu fenicul. Voi pune acest păstrăv minunat în cuptor, în foaie de cop sau cum s-ar spune la noi la Franția de unde ne-am întors, în papiotă. Am papiot. Și am să fac și un flan puțin mai târziu. Am dar vom începe desigur cu flanul, pentru că va trebui să lăsăm crema de patiserie foarte, foarte mult și la frigider și în cuptor, desigur. Povestim. Ne întoarcem la tine în ceva momente. Bună dimineața. Surâței sau vălenii de munte, depinde cum poate ne și vedem. Cum bate vântul ziua aia. Bun. Uite-l pe Radu al nostru, care a făcut niște bruschete, simplu, dar cu foarte multă dragoste. Roșiile sunt excelente în perioada asta, chiar și cele sherry, cu un pic de busuioc, ulei de măsline, niște sare și o burata. Dacă nu găsiți burata, folosiți o brânză tartinabilă, dacă nu... Putem să folosim și brânză românească, e o perioadă foarte bună în care să găsești un caș, o urdă de producție 100% românească, fii cu minte, Ramona, te rog frumos. Așa, important e ca în perioada asta să ne bucurăm foarte mult de ingredientele pe care le avem. Ce-i asta? Un moldoven de la Paris. Radone. Da, e un aluat. Așa, m-am apucat de treabă. Concentrează-te, dă-ne mesajul. Nu, păi mă încurcați și am și treabă și sunt și ocupat. M-am apucat de crema de patiserie. Nu suntem pe Horeca fierți. Am observat. M-am apucat de o cremă de patiserie cu un litru de lapte, un litru de frișcă. Ce am mai făcut? 350 de grame de... Mai există o emisiune undeva și el o ascultă. Am înțeles. Gata. Să ne întoarcem atunci. Crema de patiserie o facem pe foc. Avem un aluat fraged, că am zis că e mult mai simplu. Dar de ce tot miște acolo? Ca să nu se prindă. Dar așa multă, n-am văzut niciodată dintr-un litru de lapte. Mai mulți litri de lapte acolo. Nu, păi un litru de lapte și un litru de frișcă. Mamă, așa se face? Da. Da. Vom pune după asta aluatul fraged la cuptor la 170 de grade, 20 de minute. Ai pus un baton de vanilie, nu? Un baton de vanilie, da, ca să-i dăm gust. 350 de grame de zahăr, cred că ai auzit, dar râdeai când spuneam chestia. Și scade chestia asta? Păi nu o să scadă, o să se îngroașe. O să se îngroașe? O să se îngroașe, da. Și folosim... O să scadă, nu? Răzvan, am crezut că ele devină, dar tu ești. Da, nu prea vă place marțea. Da, 4 ore după asta la cuptor. Mă mai zic, n-are de nu că, dacă îl întreb pe Răzvan că zahăr ai pus, nici acum nu știe. 350 de grame. Ai, cu de că știe. Hai să dăm un telefon, vrei și să vedem. Cred că ar fi mult mai simplu. Exact dacă rămân fără busuioc. Până acum, dar dacă rămân fără busuioc. Păstrează și mie până la iarnă, să pun supernă. Îmi spune. Cum se dorme? Din oră în oră m-am trezit. Ce? Ai copil mic? Nu. Dar nu de asta. Ai apucături de om cu griji? Uneori, ca toți cei de vârsta mea, dar nu știu ce s-a întâmplat aseară, cum am trezit efectiv din oră în oră, da. Da, dacă auzi un râset așa, cel puțin ciudat, să știi că e de la Bianca. Am a înțeles. Zis că nu mai știu cine retrogradează, ceva stațiunele la mare. Da, ieri mi-a spus că am avut... că trebuia să avem o zi bună, nu știu ce, dar de noapte n-a spus nimic. Doriți să degustați puțin crema de flan? Nu, întrebarea este, trebuie să faci așa... Până ea se îngroașă? Nu, ea este deja îngroșată.
Înainte de a o lăsa la răcit, am vrut să iau ardătorul, Radu, ca să o pună mai frumos pe cameră. Mai zi o dată ce ai pus. Lapte, un litru, un litru frișcă, 350 de grame de zahăr și am venit și cu 15 grame de făină, ca să îngroșăm, plus păstaia de vanilie. O păstaie de, o păstaie vanilie. De vanilie, da. O lăsăm așa să merge și rece, da? Merge și rece, da, o lăsăm, o lăsăm la răcit. O vom pune în blatul pe care îl vom ține la 170 de grade în cuptor pentru 20 de minute. Lăsăm în interior la răcit și după asta mergem 2 ore la cuptor. De asta am preferat să începem cu desertul, ca să fim siguri că până la ora 12 e gata. Este gata. Durează un pic mai mult. Diana nu este de acord cu noi. Când ai zis 350 de grame de zahăr, deja și-a lovit fruntea cu podul palmei. La 2 litri, totuși. Acum am promis că anul ăsta și eu și Puberul băgăm trup de vară. Da, azi dimineață am dezamăgit-o din nou. Dezamăgim noi femeile. Ce facem, domnul? Tot pește în crud? Da, 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 da. Nu am crud. Fără crud, nu? Nu am crud. De data asta i-am papiat. Am papiat? Aha. Da. Cum ne-am nimerit noi, dumneavoastră, cu limba franceză de mic învățat și eu cu aceste accente franțuzești în săptămâna asta. Dar ușor cu mobila că zgârie în parchetul. Păstrăv somonat. Păstrăv somonat, da, un păstrăv fericit, da. Care, atenție, n-are nicio legătură cu somon. Îi se spune somonat prin prisma culorii din interior. Este un pește de crescătorie ce de obicei consumă foarte mult beta-caroten în perioada de creștere. Ce mănâncă, morcov? Păi, probabil că morcov. Fenicul, ceapă, da. Lime, pătrunjel. Am tras întâi păstrăvul puțin în tigaie să-i dăm culoare, după care l-am pus în hârtie de copt și l-am introdus la... Deci e aproape făcut? Asta e aproape făcut, da. Și l-am pus la cuptor. Okay. Îl acoperim foarte bine. A, da? Și toate aromele alea acolo rămân. Exact, să rămână aici. Alături de această combinație dintre fenicul și păstrăv, da. Adăugăm puțin zucchini la final, pe care deja am început să-i montăm. Peliuțele astea de zucchini, da, și am și un piure de morcov pe care l-am fiert în lapte, da? Uite unde ți era beta-carotenul. Exact. Exact, da? Și vom avea și un twist de culoare la final. Ma, nu-i rău ce văd pe aici. Nu-i rău. Ce-s astea? Da. E un zucchini galben. Ah, de ce asta e zucchini? Da, da. Ce este normal? Nu, tot zucchini. Numai specialitatea asta. Ca să nu-ți mai spun, că deja flanul este în cuptor. Flanul este acea budincă franceză. Un pevoar? Că m-am uitat mai devreme, am făcut freză aici. Ah, ok. Și n-am văzut că e ceva. Ok. O necesită. Ah, ia. Dacă vrea să vină domnul... Încă e lichid. Îl ținem 2 ore la cuptor, da? Nu se arde mai rău? Nu? Nu mai. Nu. Arată bine, da? Și trebuie să întărească un pic, nu? Trebuie să se întărească în 2 ore, da? El ce e? O budincă, de fapt, nu? O budincă, da. O budincă ce este făcută pe un blat, să spunem, de... hai să zicem... Plăcintă. Nu. Blat de plăcintă? Un blat de plăcintă, da. Okay. Un blat pufos, pe care poți să-l găsești în comerț, că e mai simplu. A, deci nu-l faci, îl iei direct. E cel mai simplu, așa. Înțeleg. Pentru că ar dura mult prea mult, e un procedeu destul de complicat. Poți să-l faci acasă fără nicio problemă, dacă să nu dai greș. Uh-huh. E cel mai simplu este să-l achiziționezi. Somon, păstrăvul mai târziu, așa. Flanul spre final, ca să-l lăsăm. Exact. Soarele meu! Ce faci... de mâncare. Ce nu fac? Pentru că, nu te mint, așa. Nu m-a ținut sandwich-ul ăla prea mult. Aha. Adevărul că ai avut și un consum energetic mare. Am avut emoțional. Da, foarte mult. Da. A fost o implicare emoțională foarte mare. Am făcut păstrăvul. Păstrăvul somonat. Da. Mai avem de așezat piureul. Ce-ai care e pe aici? Undeva pe aici. Ai pus ceapă de desubt? Nu. Este feniculul pe care l-am avut în cuptor alături de păstrăv în acea hârtie de copt. Ah, okay. Așa, pentru că am avut mai multe porții de păstrăv și am avut și roșiile sherry pe care le-am folosit dimineață la gustare, am zis să fac un sos de roșii cu puțin morcov. Să băgăm pâinea în el? Exact. Și cu 3 creveți. La final venim cu un sos tahini. E o chestie care îmi place mie foarte mult la pește. Funcționează foarte
foarte ușor. Ai făcut și niște pizzete? Și niște pizzete, da, 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 pentru că avem un aluat cu cărbune medicinal și o să vreau să-l gustați. Chiar ajută la ceva? Da, da. Ca o digestie, da, la o treabă? E mult mai, e mult mai lejer. Dar vedem, vedem la final. Vedem? Flanul e în cuptor? Da. Nu cred că vrei să te ocupi și de morcov, te rog frumos, da? Flanul e în cuptor, probabil că îl scoatem pe undeva pe la ora 12 și cam... Mai ai 40 de minute. Ești gata în 40 cu flanul? Nu știu, vedem. Pudrează tarta pe care a pregătit-o încă de dimineață, să fie sigur că o finalizează. Zici ceva aici, te intri tu. Asta a fost bună, să fie sigur că o finalizează. Da, pentru că e un desert care necesită foarte mult timp, în special pentru repaus, cum s-ar spune. În mod normal ar trebui să ții blatul cu tot cu cremă cel puțin 4 ore în frigider și după ca să se închege foarte bine și după asta să intri 2 ore la cuptor. Creveți jumbo? Creveți jumbo cu acest păstrăv somonat, sos de roșii și tahini. Ce am vrut noi să prezentăm de dimineață, același păstrăv cu fenicul, da, care este undeva de dedesubt, și un piure de morcov fiert în lapte. Asta e cel mai important. Astea sunt mai multe variante de servire, exact. Tot fenicul și un pic de același păstrăv. Aici ai jucat cu niște cărbune? Acolo ne-am jucat cu niște cărbune, pe același a luat dospit 48 de ore. O să vedeți cum se schimbă gustul și ai impresia că e un gust nisipos al unei făine integrale. Ce am învățat în emisiunea de astăzi, că omul e ca tâmplarul, se naște, trăiește ce trăiește și după aia moare. Asta este prima versiune. Și că bătaia doare și mâncarea e rea la spital. Asta dacă n-ai învățat, e timpul să aprofundezi. Mâine dimineața la ora 8 ne întoarcem. Să aveți o zi.